Salve, brodărașilor! Eu sunt Claudischi și bun venit pe canalul meu! Astăzi o să-l punem la încercare din nou pe domnul Akinator. Să vedem dacă poate să ghicească 3 personaje din Squid Game. Am ales fiecare personaj cu atenție meticuloasă, pentru că nu pot fi de același nivel fiecare personaj. Trebuie să fie unul foarte recunoscut pe care să-l găsească foarte ușor, adică să se încălzească pe scurt. Trebuie unul mediu, care e un personaj secundar în serialul Squid Game, dar totodată important. Pe ultimul loc, un personaj episodic. Dacă găsește personajul episodic, eu sunt sclavul tău, Akinator, ești cel mai tare, cel mai blană. Nu înainte să începem toată hărmălaia asta, brodărașilor, vă rog să lăsați un like, să vă abonați și să apăsați pe butonul de notificări ca să știți când postez data viitoare. Fără alte detalii nepoliticoase și nesimțite, haideți să începem, brodărașilor. Primul personaj este protagonistul nostru, numărul 456, Jihan Jihun Jinmin Jin Tonic. Ăsta este, brodărașilor, haideți să începem. O să mergem foarte tare și o să vă traduc pe parcurs întrebările dacă nu știți engleză. Characters. Bun, hai să începem. Is your character a female? No, nu este. Adică m-a întrebat dacă este femeie. Is your character YouTuber? Nu este YouTuber. Does your character live in Romania? Nu. Dar în condițiile pe care le-am văzut în Coreea acolo, nu m-ar mira să fi filmat cum a filmat domnul Sasha Baron Cohen, Borat, la noi, de ne-a făcut de râs. Nu m-ar mira. Nu e în România. Is your character a real person? It is a real person, da. Mă gândeam că dacă se referă, dacă e un personaj din serial sau dacă mă refer la personajul real. Is your character older than 35 years old? Dacă este mai bătând de 35, este. Does your character live in America? Nu, e în Coreea. Is your character dead? Nu este dead, este alive, că a câștigat tot Squid Game-ul. Doar el a supraviețuit, doar el e viu. Is your character fame linked with football? Nu. Is your character a politician? Dacă e politician, nu. Is your character an actor? Da, e actor. Ok, gata, se îndreaptă spre direcția bună, cred. Is your character European? Nu este european. Opa, gata, uite-l. Uite întrebarea cheie. 12 întrebări a luat să-și dea seama. Eu știu că acum și-a dat seama, pentru că o să spun yes. Acum. Is your character white-haired? Aici se gândește la Il Nam. Aici se gândește la Il Nam. Băi, șmecheule. Nu e white-haired, e red-haired. Does your character have a daughter? Gata, l-a găsit. Is your character Roman? Nu. Has your character played in Ocean's 13? Nu. Is your character in debt? Yes. Oh! Let's go! L-a găsit! Uite, n-are poză, n-are poza, sau mă rog, nu s-a încărcat. Dar asta e! Câte întrebări la 17 întrebări din Squid Game, bravo, Akinator! Dar aici mă așteptam, este protagonistul celei mai apreciate și cele mai faimoase serii de pe Netflix. Cum să nu ghicească? Bun! Acum o să-l punem pe domnul Akinator să ghicească un antagonist. O să-l punem să-l ghicească nu pe Il Nam, pe antagonistul principal, pe the frontman, tipul cu mască pe față. Hai să vedem dacă se descurcă, dacă are capabilitățile necesare să se descurce. Începem. Characters. Is your character bad? Da. Yes, dacă este rău. Is your character a girl? Îmi place că după ce a zis, a întrebat dacă caracterul este de natură negativă, dacă este rea persoana, imediat după aceea m-a întrebat dacă e fată. I'm just saying, doar zic. Akinator știe ceva. Știe el ceva. Fetele sunt rele, nu? Nu am zis eu nimica. El a zis, nu eu. Nu este fată. Does your character have black hair? Da. Da, are. Does your character wear glasses? Dacă poartă ochelari? Nu. Does your character... gata, s-a prins. A cincea întrebare, mâncați-aș... Că nu pot să zic că mă demonetizează. Mâncați-aș peleul. Mâncați-aș prototipul. Mâncați-aș castravetele. Că a cincea întrebare și și-a dat seama cine e. Dacă m-a întrebat dacă poartă o mască. Da. Does the character have a red suit? Nu are. Nu are un costum roșu. Acum se gândește la gardinii roșii. Nu are. Is your character a citizen of a country of an American continent? American? Nu. Nu este din America. Din continentul America, pardon. Is your character related to the music industry? Nu. Has your character already died once? N-a murit? Nu. N-a murit în serial. Is your character from Squid Game? Is your character from Squid Game? Is your character from Squid Game? Din a 10-a întrebare, domnul meu, ce pui mei ești tu? Ce pui mei ești tu, domnule? Că nu... Yes, își dă seama acum. Does your character wear a black mask? Gata.
Acum știi ce, și cum face să joacă cu mine. Știe care e răspunsul și mă întreabă așa, să mă țină în suspans. Ah, poartă o mască, după aia bag o întrebare, de-aia îi plac câinii ca să nu mai suspecte. După aia, bam, îmi dă răspunsul, că e... Hai că și-a dat seama, hai nu te mai juca, frontman, there you go. There you go, și-a dat seama, frontman. The frontman from Squid Game, bravo. Bravo, domnule Achinator. Ok, brodărașilor, ultimul personaj, sau să zic ultimele personaje pe care va trebui domnul Achinator să le ghicească, unul episodic, sunt oamenii VIP. Tot așa, antagoniști, niște personaje episodice, dar care au avut un impact foarte, foarte mare asupra serii. Haideți acum, brodărașilor, împreună să-l testăm pe domnul Achinator. Characters, let's go. Is your character a girl? Dacă e fetiță, nu. Is your character a YouTuber? Nu este YouTuber. Ar fi fost foarte ciudat să văd content de la VIP pe YouTube. Cred că și-ar fi primit demonetize înainte să dea upload direct. Is your character a singer? Does she... nu. Nu e cântăreț, nu e muzician, nu e nimic. Does your character live in Korea? Nu trăiește în Corea. Nu trăiește în Corea. Nu trăiește. Does your character live? Nu trăiește. Nu mă prins tu așa ușor. Is your character currently more than 30 years old? Probably, da. Does your character live in Romania? Cum ar fi fost? Jocurile Squid Game, jocul calamarului în România. Aș plăti să văd asta. Apropo, brodărașilor, dacă vreți să vedeți cum ar fi fost jocul calamarului în România, aici aveți un link. Intrați acum, cât mai repede, că este foarte interesant. Adică ce jocuri ar fi fost dacă se ținea în România. Let's go, continuăm. Does your character live in Romania? Dacă trăiește în România, nu trăiește în România. M-aș fi... Does your character linked with... Dacă e... E legat de tine? Nu. Is your character football player? Nu este. Is your character human being? Dacă este om, da. Is your character dead? Nu. Nu sunt morți. Does your character live in America? Probably, da. Is your character associated with the superhero? Nu. Dacă e asociat cu un superhero. Caracterul meu este real? Dacă este real, nu e real. Is your character from a TV series? Da. Am dat... TV series, da. Does your character belong to an animated cartoon? Dacă e desen animat, nu. Is your character... Has your character killed humans? Probably, yeah. Is your character a policeman or a detective? Se gândește la polițist acum, nu. Does your character have a brother? Don't know. Is your character bad? Yes. Sunt trei. Is your character rich? Yes. Does your character have a daughter? No. Is your character related to Mr. Moon? Măcar nu știu cine este, domnul Lună. Nu. Is your character from good Game of Thrones 7? No. Is your character Asian? Nu sunt asiatici. Is your character linked with magic? Dacă sunt asociați cu magie? Nu. Dau foarte mulți... Manny Montana? What the f... Nici pe aproape. Nu. Continuăm. Is your character American? Yes. Is your character from a comic book? Dacă e dintr-o bandă desenată, nu. Is your character linked with drugs? Nu știu, nu. Is your character currently more than 50 years old? Probably. Does your character wear a hat? No. Dacă poartă o șapcă. Is your character some kind of doctor? No. Is your character a politician? Nu știu. Is your character from Shanghai? Nu. Does your character have a son? No. Was your character a political leader? Dacă a fost un lider politic. Nu știu. Does your character have hair? Yes. Dacă are păr. Is your character into politics? I don't know, man. Mă iei cu politica ta, mă ghicești odată. Nu poți să ghicești un person. Eu știam că nu se descurcă la asta. Does your character have a cell phone? Probably, yes. Is your character a fighter? No. Is your character the boss of an important company? Dacă este bossul unei companii importante. Probably, dacă au atâția bani, da. Is your character... Has your character met aliens? No. Dacă s-a întâlnit cu extraterestri. Is your character from Canada? Nu știu. Is your character criminal? Nu e un criminal. Does your character really exist? No. Is your character linked to comedy? Dacă e comedic? Nu. Does your character fight? Nu. Is your character from Sesame Street? Nu. Is your character from black-haired? Ok, black-haired. Hai să ne gândim la bătrânul ăla gras. Deci nu. Is your character from a video game? Nu. Did your character study law? Nu. Tot un bătrânel, dar din altă serie. Deci n-a reușit, brodăracilor, să ghicească Achinatorul persoanele de VIP. Poate voi puteți să încercați și să-mi trimiteți pe Instagram dacă ați reușit să-l găsiți cât mai repede. Și până data viitoare vă pup și aveți grijă de voi, brodăracilor, vă iubesc.